S-a modificat legea vânatului. S-a modificat în sens bun, foarte multe articole bune, există și niște articole contradictorii pe care vreau să le explic. De ce nu mai e voie după 6 decembrie și până pe 24 ianuarie cu animalele, inclusiv în zonele limitrofe pădurii? Din cauza faptului că aceste animale distrug pășunea în sensul că nu-i permit regenerarea. Și pășunile sărace, neregenerate, determină ciobanii să introducă animalele în păduri, acolo unde de mult timp nu e voie, însă o mai fac. Animalele prezente în păduri distrug pădurea în sensul că distrug etajul inferior, cel care protejează pădurea la uscăciune, este vorba de etajul inferior. Este vorba de arbuști, este vorba de lujeri, este vorba chiar de plante graminee din interiorul pădurii. Toate astea creează un ecosistem și pentru animalele din pădure, dar și în sine pentru plantele ce o compun, pe de o parte. Pe de altă parte, animalele intrate în pădure aduc paraziți, aduc boli. Chiar dacă ele sunt vaccinate de parazitate, asta nu înseamnă că sunt perfect curățate de acești agenți animați, infectogeni sau infestogeni, agenți care pot să polueze pădurea în sensul infectării și infestării animalelor sălbatice, care nu mai sunt de parazitate și vaccinate bianual, așa cum au ocazia să o facă pentru cele domestice. Bun. De ce este limitarea asta cu câinii? Sunt limitați câinii la 1 pe turmă la șes, 2 pe turmă la deal și 3 la munte. De ce e limitarea asta? Până la urmă este și o problemă. Ce fac cu câinii care iau? Unde îi duc? Limitarea este cauzată de faptul că ei, câinii, deranjează. Deranjează speciile de animale sălbatice, în special cele mai timide sau cele vulnerabile, de la iepure la căprioare, dar chiar și lupul. Deranjează aceste animale și aceste animale fie se retrag, fie sunt vânate de către câini. Și ăsta este motivul pentru care există această limitare. Câinii sunt mai periculoși în haită, bineînțeles că sunt canide de grup și nu au atât de mare efect asupra faunei cinegetice în grupe mici sau individual, pe de o parte. Pe de altă parte, atât acești câini, dau un exemplu cu lupul. Lupii sunt foarte curajoși, foarte puternici, dar în același timp sunt reluctanți la prezența omului. Iar intrarea în pădure a omului, a câinelui, gălăgie foarte mare, îndepărtează lupul din zonele forestiere, ducându-se tot mai departe în zonele de munte, ceea ce face ca teritoriul să fie populat de o altă specie invazivă numită șacal, Canis aureus. Acesta, șacalul, a luat locul lupului în zonele de șes, deal și a ajuns și la munte, am auzit și la Gura Humorului, am auzit și la Târgu Mureș de prezența șacalului, specie endemică venită peste Dunărea înghețată și din Rusia și din Bulgaria. Ei bine, acesta, șacalul, este o specie antropofilă, respectiv are mai puțină frică de om și s-a înmulțit foarte mult. Acum sunt vânați de către tot ce înseamnă paznici și vânători, fiindcă au ajuns să distrugă ei la rândul lor vânatul. De ce? Din cauza faptului că am deranjat lupul, am speriat lupul și două, trei familii de lup care făceau doar o selecție a animalelor sălbatice și rarisim afectau animalele domestice, au fost înlocuiți de zeci de șacali care afectează și unele și altele într-o măsură mult mai mare. Iată o modificare ecologică destul de importantă și pe care am determinat-o noi cu prezența animalelor domestice în pădure. Și eu zic că această lege este bună, sper să fie aplicată și eu zic că dacă mai vedem oi dincolo de 6 decembrie în păduri, înseamnă că nu ne protejăm animalele, nu ne protejăm fauna cinegetică și nu ne protejăm pe noi până la urmă, fiindcă biodiversitatea este cheia supraviețuirii chiar și a noastră.